mesajul acesta pro-unionist? Pentru că trebuie să facem o unitate națională. Și un mesaj pentru cei de la Chișinău? Pentru cei de la Chișinău, nu vă dați bătuți, rezistați, putem să o ducem mai bine. Tu ești de la Chișinău? Nu, sunt din București. Și crezi în mesajul acesta? Bineînțeles. În contextul celor întâmplate, de ce? Pentru că vor să ne fure istoria și țara. În afară de multe alte chestii care se întâmplă. Tu ești ceea ce se numește corporatistă? Corporatistă? Oarecum. Oarecum. Ce mesaj ai pentru cei care au fost la Cotroceni? La Cotroceni? Da. Nu știu, cred că erau din galeria Stelei. Stela și Popescu. Stela Popescu și Arșinel. Nu cred, n-au avut ce să caute acolo. Aici trebuie să vină. Aici sunt toți români, adevărați. Mersi, cum te numești? Carina. Carina, mersi. Mulțumesc și eu.